Piața românească a grâului bună la această oră este legată direct de evoluțiile mondiale. Mai puțin fericit este faptul că se întrevede o creștere a prețurilor la mâncare în viitorul apropiat. De exemplu, producătorii de pâine și produse de panificație din România se așteaptă ca și în plan local să se resimtă aceste scumpiri. Jucătorii din piețe spun că o astfel de evoluție s-ar putea simți în două sau trei luni pentru că acum industria are destule stocuri și nu există un pericol de creștere imediată a prețurilor. Situația relativ bună de acum nu va ține însă la nesfârșit, pentru că efectul creșterii prețului la grâu se va face simțit rapid, iar cererea rămâne ridicată. Astfel, Arabia Saudită a inițiat o licitație și a cumpărat într-o singură tranzacție 1,3 milioane de tone, cel mai mare nivel al unei singure tranzacții. La ora actuală, stocurile la cei mai mari șapte exportatori din lume sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. În același timp, lumea se așteaptă ca tranzacțiile cu grâu să fie la cel mai înalt nivel din ultimii șase ani, iar situația Situația poate deveni și mai rea, pentru că multe estimări vorbesc de mari cantități de grâu american de o slabă calitate, iar Rusia are o întârziere foarte mare în însămânțarea grâului de toamnă, pe circa 1,3 milioane de hectare.